Bineînțeles, știți, cele 12 volume ale Filocaliei au fost traduse din limba greacă de Părintele Stăniloae. Această antologie respectă edițiile apărute la Humanitas, evident. Și Sever Voinescu, redactor șef Dilema Veche, am să-i dau microfonul domnului Horia Padapievici. Mulțumesc! Mulțumesc, Gabi! Bună ziua tuturor! Am făcut notițele pe printul pe care l-am primit acum mai multe săptămâni. Acum cartea e foarte frumoasă. Am să încep pentru că suntem presați de timp. Patru lucruri vreau să vă spun. Am să încep în ordinea scurtimii cu ele. Ceva despre vechea ediție a Filocaliilor, realizată de Părintele Dumitru Stăniloae. Ceva despre actuala ediție a Georgetei Anca Ionescu. Un cuvânt scurt despre meritul acestei ediții și un argument neașteptat în favoarea acestei ediții asupra Filocaliilor pentru lumea modernă. Ediția lui Dumitru Stăniloae. Dumitru Stăniloae a început să publice această traducere a Filocaliilor, care reprezintă o traducere din greacă integrală față de originalul grec care a apărut în 1782 la Veneția, adăugită de Părintele Stăniloae cu texte care nu se află în originalul din 1782, dar o ediție care în sine este remarcabilă și merită să o aveți în bibliotecile dumneavoastră, pentru că ea este însoțită de notele lui Dumitru Stăniloae. Notele lui Dumitru Stăniloae arată două lucruri. Unu, arată cultura acestui mare promotor al Ortodoxiei, care era o cultură ecumenic-creștină, sursele lui, în condițiile în care el a fost un apărător și un promotor al Ortodoxiei, adică nu era un catolicizant sau un protestantizant, el a rămas în interiorul Ortodoxiei, dar se vede sursele lui că erau protestante și catolice, se vede acolo prezența marilor teologi ai secolului 20, pe care Părintele Stăniloae îi știa în original, și din care, polemic sau în construcție, umăr la umăr, a luminat textele Filocalii, asceticii creștine răsăritene, într-un fel care face de neocolit ediția în 12 volume, pe care Humanitas, de altfel, a reeditat-o. Ce a făcut Georgeta Anca Ionescu? După părerea mea, a făcut un lucru improbabil, pentru că foarte greu de făcut, și excepțional de util. Să manevrez 12 volume este în sine dificil, dar vă spun, nu uitați de faptul că trebuie să le aveți în bibliotecă, pentru că oricând trebuie să aveți basul, vocea de bas continuu a lui Dumitru Stăniloae în notele de subsol pe care le-a făcut la Filocalie. Ele sunt inconturnabile. Dar ce a făcut indispensabil este că Georgeta Anca Ionescu este că a reușit cu adevărat să facă o sinteză a celor 12 volume. Dacă mi-ar fi spus că se înhamă la așa ceva, i-aș fi spus: Anca, e cu neputință, las-o baltă. A făcut-o. Este de necrezut că i-a ieșit acest lucru. Vă spun cu toată admirația pe care o declar public față de ea. A făcut imposibilul. Nu poți să faci așa ceva. Ea a făcut. Și mai mult, a făcut-o într-un fel care este formidabil de inteligent. Am cuprins-ul. Eu aveam multe să vă spun, să știți, dar n-am destul timp la dispoziție. Ea n-a făcut pur și simplu extrase ca să obțină un fel de potpuri al acestor texte
din ascetica creștinismului răsăritan. Nu, n-a făcut deloc asta. A construit o carte care are o structură metafizică și religioasă perfect conturată. Și în interiorul acestor etape pe care am să vi le expun, a adunat texte din cele 12 volume din Filocalii. Este de necrezut, vă spun ca unul care le-a citit pe alea 12 sau aproape, nu complet, și a parcurs acest volum. Este absolut formidabil ce a făcut Anca. Structura e următoarea. A făcut un soi de indice tematic și tipologic al textelor din cele 12 volume. Și ele au o introducere și o coda. Introducerea este o rugăciune, cum se și cuvine. Coda este o mare laudă adusă creației și lui Dumnezeu. Și între introducere, care e o rugăciune, și final, care este o laudă a lui Dumnezeu, cu un text formidabil pe care a știut să-l găsească, a lui Calist, dacă nu mă înșel, și care aduce urechii cultivate în cultura europeană sunetele din cântecul soarelui a Sfântului Francis din Assisi, între avem următorul lucru. Avem texte care descriu creația, texte care îl descriu pe Dumnezeu, texte care descriu lumea în care omul trăiește, texte care descriu omul în arhitectura lui. Sunt capitolele 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Dar ce face omul cu lumea și cu el însuși? Și Anca a adunat texte despre discernământ și despre duhuri. Pentru că discernământul, în mod esențial, este darul deosebirii duhurilor. Deosebești dracii de îngeri și inspirațiile care vin de la ele. De-aia ne dă Dumnezeu discernământul, pentru a avea accesul la discernerea duhurilor. Și după aceea ne referim, Anca a selectat pentru noi, fundamentala distinție între bine și rău. După care urmează capitolele 14, 15, 16 și care sunt virtuțile și viciile. După care urmează texte despre războiul nevăzut, care este viața omului, dacă se ia în serios. Apoi urmează două texte, 19 și 20, despre credință. Apoi despre Scriptură. În cele din urmă despre înțelepciune, pentru că ce faci cu Scriptura dacă nu urmărești ceva? După aceea sunt texte despre rugăciune, despre natura Sfântului Duh și după aceea urmează regalele 26, 27, 28, texte despre viața îmbunătățită, despre îndumnezeirea omului, dacă încă o dată se ia în serios și se pune în binomul esențial care este creator-creatură. Urmează capitolele 29-33, care sunt dedicate lui Hristos, care este Dumnezeu întrupat. Și în cele din urmă este lauda. Este încheierea, care este un cânt de laudă adresat întregii creații cosmosului, lui Dumnezeu, lumii lui și așa mai departe. Deci Anca a realizat un lucru remarcabil. Te felicit din toată inima. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cele 12 volume stau în bibliotecă cu acest volum pe care Georgeta Anca Ionescu l-a conceput. Unul nu se elimină pe celălalt, ci unul este ghidul religios și metafizic pe etapele pe care le-am enumerat în cele 12 volume pe care ni le-a dăruit în limba română Dumitru Stăniloae. Șapo. Vreau să vă mai spun ceva. Două minute vă spun ceva. La ce folosesc filocaliile astea, domnule? Păi folosesc, reiau vorba pe care am folosit-o, vă folosesc dacă vă luați în serios. Există o variantă pentru om să nu se ia în serios. Și atunci ce înseamnă să nu se ia în serios? Înseamnă să se distreze cu el însuși. Asta înseamnă să se distragă de la el însuși.
Dar dacă omul se ia în serios, atunci are ce face cu filocaliile. Filocaliile, îmi vine să spun, sunt un cifru de lectură a felului în care omul se poate lua în serios și, dincolo de această înțelegere, cifru de lectură, este un repertoriu de operații mentale, sufletești și, îmi vine să spun, și fizice, la care poate recurge omul care se ia în serios. Compendiul pe care l-a făcut, tipologic pe care l-a făcut Anca, vă ajută foarte mult la ambele. Și ca cifru de lectură, și ca mod de operare asupra voastră înșine. Și încă o dată, este remarcabil cum nu a contrazis deloc deplinătatea operatorie și hermeneutică pe care le oferă cele 12 volume. N-a lăsat pe din afară nimic decât, și pentru asta cele 12 volume sunt inconturnabile, notele de subsol ale părintelui Stăiloae, care sunt ele însele o operă remarcabilă. Dar la ce mai ajută filocaliile pentru noi care suntem crescuți în cultura română? Ca să înțelegem de unde vine, și fiți atenți ce formulare folosesc, să înțelegem de unde vine solul nutritiv al imaginilor pe care le-a folosit Mihai Eminescu în poezia lui. Toți criticii sunt de acord că Mortoaesc reprezintă un punct de trecere între Eminescu tânăr și Eminescu matur. Acolo se vede, în Mortoaesc, cum coexistă imaginile standard romantice, care pot fi și ale lui Bolintineanu, de imaginile care sunt numai ale lui Mihai Eminescu și despre care te poți întreba care este sursa culturală care le explică. Răspunsul l-a dat nu un român, pentru că noi suntem prea lipiți de această realitate. L-a dat un italian, Rosa del Conte, care a scris în 61 sau 62 o extraordinară monografie despre Mihai Eminescu și în care prima identifică acest fond. Este cultura română de până la 1830 cu acea limbă. Este o cultură neoplatonică, patristică și fundamental religioasă. Dovada că așa este a adus-o un mare medievist român, Alexandru Elian, care, știind de faptul că Moses Gaster și-a făcut cele două lucrări, și cea din 1883, Literatura populară română, și Crestomația, în două volume publicate la Leipzig din 1892, le-a făcut și cu manuscrise care i-au aparținut lui Eminescu, manuscrise și cărți rare care erau toate din zona patristică. Deci, ca să închei, există un fond care explică natura neoplatonică, patristică, bazată pe lumină, pe incandescență, pe diafanități, care ține de mistica luminii răsăriteană și care vine din acest fond pre-1800 al culturii noastre. Ei bine, filocaliile au fost traduse de Dumitru Stăniloae într-o limbă care vine din acea cultură. Dacă Eminescu s-ar întoarce astăzi, el care deplângea ruptura în evoluția lingvistică a limbii române prin abandonarea surselor patristice ale culturii religioase ale limbii române, ar fi identificat în limba pe care a folosit-o reluarea acestui fir. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Suntem clar sub semnul unei presiuni de timp, așa că o să reduc la minimum efectele retorice și o să încerc așa să punctez câteva lucruri pe care vreau să le spun cu mare drag despre această carte. Întâi, trebuie să vă spun că sunt foarte fericit să particip la această lansare, la lansarea acestei cărți la acest târg. De ce? Pentru că spre deosebire de
cele mai multe cărți care se lansează aici, această carte mă lansează și ne lansează într-o altă lume. Înainte de orice, vă amintiți că oamenii la aceste standuri, când lansează cărți și le promovează, spunând câteva lucruri clișeu. Că este o carte care se citește pe nerăsuflate, că este o carte pe care nu o lași din mână și că este o carte pe care o citești cu o imensă plăcere și cu asta basta. Dintre toate aceste clișee, mie mi se pare că este unul pe care vreau despre care vorbesc aici și o să-l întorc pe dos. Despre faptul că există cărți pe care nu le lași din mână. Oamenii când laudă o carte că nu o lași din mână, vor să spună de fapt că încep să o citești, nu mai poți să o lași, o termin și când o termin o lași. E bine, asta este o carte pe care încep să o citești și după ce o termin, mai greu sau mai ușor, nu o mai lași. Și aici vreau să merg direct la figura probabil extraordinar la figura creștinului absolut, și anume la pelerinul rus. Pelerinul rus are în turbinca lui, alături de Biblie, Filocalia, pe care nu o mai lasă din mână. Asta înseamnă în acest sens mare o carte pe care nu poți să o mai lași din mână. Cum ajunge această carte minunată în mâna pelerinului rus? Omul este frapat de îndemnul Sfântului Apostol Pavel la rugăciune neîncetată și se întreabă cum Dumnezeu te poți ruga neîncetat. Merge prin mănăstiri, întreabă stareț și la un moment dat cineva îi pune în mână Filocalia. Și el începe să citească Filocalia, o citește neîntrerupt și află această extraordinară, modul în care poți să treci la acest diapazon extraordinar rugându-te în continuu. O face evident mergând în drum spre Ierusalim. Și aici, pe lângă ceea ce a spus Horia, la ce e de folos această carte, adaug și eu încă un lucru. La ce e de folos această carte? Pe această carte, în măsura în care o frecventezi, repet, fără să o mai lași din mână, te face să redescoperi totul. Și vreau să citesc foarte rapid ce efect a avut această carte, pe care o aveți dumneavoastră în față, asupra acestui mare anonim, pelerinul rus. Zice el: când am început să mă rog cu inima, ceea ce te învață Filocalia, tot ce mă înconjura mi se arăta într-un chip fermecător. Pomii, pământul, văzduhul, lumina, toate parcă îmi vorbeau zicând că ele pentru om există, mărturisind dragostea lui Dumnezeu față de om. Am înțeles că toate se roagă, toate dau slavă lui Dumnezeu, am înțeles din toate astea ceea ce Filocalia numește cunoașterea graiurilor făpturii. Și am văzut mijlocul prin care se poate vorbi cu făpturile lui Dumnezeu. Asta este o carte pe care de-aia nu o mai lași din mână, pentru că odată ce ai intrat în ea, odată ce ai intrat în tine, îți schimbă complet, dar complet, existența. Acum, problema asta a practicii filocalice s-a pus, trebuie să știți, încă de la început. Când Paisie Velicicovski a tradus la 10 ani după apariția cărții la Veneția, a tradus-o în slavonă, el și-a pus această problemă. Nu cumva asta este o carte numai pentru călugări, fiindcă ea inițial așa a fost compilată. Sunt texte din Sfinții Părinți aduse pentru uzul, dacă pot să spun așa, al practicii mistice. Și omul s-a întrebat, nu cumva e numai pentru călugări, a avut multe discuții și până la urmă a ajuns la concluzia că nu. Și atunci a publicat-o la Petersburg ca o carte și ea s-a răspândit în toată lumea. Pentru că, într-adevăr, chiar dacă prima vedere poate fi asta, e o carte pentru călugări, o carte pentru mistici, în realitate este, pot să spun mult mai mult, ar trebui să spun, este și mult mai puțin. E mult mai mult în sensul că se adresează mult mai multor oameni, se adresează și mirenilor. În al doilea rând, această carte mă scoate iarăși din timp și îmi produce un deliciu extraordinar, pentru că este, mă întoarce la tradiția minunată a evului mediu, la tradiția florilegiilor. Filocalia este un florilegiu. Ce avem în față este un florilegiu al unui florilegiu. Suntem, cu alte cuvinte, într-o situație livrescă care nu seamănă cu nimic din ce e în târgul ăsta și care ne duce, ne proiectează într-un orizont
despre care mă încăpățânesc să cred că din multe puncte de vedere și oricum din punct de vedere uman era mai bun. Ne face să simțim această practică a cărții în spiritul unui florilege. De altfel, remarc această frumoasă tautologie a titlului. Filocalia înseamnă, strict tradus, cum bine știți, dragoste pentru frumos. Gândiți-vă că această carte se cheamă Dragoste pentru frumos, cele mai frumoase pagini. Este, cum zic, o tautologie frumoasă. De ce? Pentru că, până la urmă, Dumnezeu este, dacă vreți, un labirint al frumosului. În fine, vreau doar să mai remarc un lucru și trec peste laudele pe care și eu îmi propusesem să le adresez doamnei Ionescu. A făcut-o Horia cu argumente mult mai convingătoare decât aș fi putut face eu. Îi mulțumesc mult doamnei Ionescu pentru opera extraordinară pe care a făcut-o. Vreau doar să remarc că în aceste pagini puteți găsi, și sigur, dacă nu aveți, cum să spun, răbdarea sau exercițiul să o luați așa temeinic, să urmați pagină cu pagină, pur și simplu, tocmai pentru că e un florilege, o puteți deschide oriunde și găsiți minunății. E bine, la un moment dat, deschizând-o, e doar o sugestie pe care o fac, veți găsi un fragment din Grigore Palama, care plasează un fel de antropologie creștină, evident, un fel de antropologie raportată la înger. Și nu m-am putut opri să mă gândesc că Grigore Palama va să zică în secolul XIV vede în om această capacitate extraordinară de a glisa pe calea, de a glisa pe axa creației și de a ajunge aproape de nivelul îngerilor. Același lucru m-a dus imediat cu gândul, a făcut un secol mai târziu Pico de la Mirandola, care a plasat omul tocmai în această mobilitate extraordinară. El poate fie coborâ la nivel de animal, fie să se ridice la nivel de înger. Și omul este singura creatură care are această capacitate extraordinară de a glisa pe axa creației. E bine, Filocalia este cartea care ne arată că putem să ne înălțăm și ne arată mai mult decât atât cum să o facem. Este o carte nu doar utilă, este o carte esențială. Și încă o dată felicitări Humanita și felicitări doamnei Ionescu pentru această culegere. Mulțumesc! Bună ziua! Doar două cuvinte. Întâi și întâi, bineînțeles și eu la rândul meu felicitări. Nici eu nu am crezut că se va putea face și este într-adevăr minunat. Doar la atâta vreau să cumva să mă gândesc acum. În 1947, când bunicul meu a început să scrie și să traducă Filocalia, s-a gândit întâi și întâi la acest lucru. Sper că această carte va ajunge în fiecare zi la fiecare dintre noi și nu va mai rămâne în mănăstiri. S-a întâmplat acum să fie așa și din acest motiv această carte este un eveniment. Iar cum o citesc eu și cum o înțeleg eu este în felul următor, că de fapt în Filocalie întâi intri cu mintea, începi să o citești. După aceea apare acea văpaie, acea dorință, acea flacără de a ajunge la un moment dat să stabilești un fel de rai pe pământ. Urmează partea cea mai periculoasă. Crezi că ai ajuns în acel rai pe pământ și atunci păcătuiești prin mândrie. Însă dacă reușești, într-o bună zi să vrei să faci numai faptele bune, ai ajuns pe prima treaptă a scării Sfântului Ioan Scăraru din volumul 9. Și abia atunci putem să începem, poate, să citim Filocalia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu tuturor și am sinevoia să spun doar două lucruri. În primul rând, mulțumesc. De altfel, în Filocalia se încheie cu mulțumiți în toate, Dumnezeu, oamenilor, tuturor celor din apropiere. Mulțumesc domnului Gabriel Liceanu și doamnei Lidia Bodea, directorul editurii și directorul Humanitas, pentru încrederea, bunătatea și generozitatea de a fi înființat mie proiectul acesta. Și cred că asta este darul pe care l-am primit și prima treaptă de pe care eu am putut apoi să pornesc, să gândesc,
să simt și să alcătuiesc ce am reușit să fac, cât am reușit să fac în antologia asta. Ori aș mai vrea să vă spun un lucru. Părintele Staniloae numește foarte frumos toate textele Sfinților Părinți poeme spirituale despre luminile și umbrele dinăuntru nostru al fiecărui om. Și de aceea sunt niște texte minunate, în primul rând, și le-am ales și așa, o muzică a poeziei despre Dumnezeu și despre om, a unor oameni, a unor căutători de ei înșiși și de Dumnezeu, ca pe un îndemn către noi, de a ne căuta pe noi înșine și pe Dumnezeu, așa cum putem mai bine, din treaptă în treaptă, către mai sus. Vă mulțumesc mult și sper să citiți asta. Așteptăm la restul ansamblului cu mai întâi, ca să următoarea începem câteva minute aici în stânga.